partea turului, în zona Matei Basaram, de duminică, un panou Art Deco cu tema dorinții de călătorii în Statele Unite, spre marile orașe americane de pe coastă sau de la marile lacuri. Este o casă în stil Art Deco din zona evreiască, din cartierul evresc a Bucureștiului și exprimă dorința acestei comunități de a scăpa din sărăcia acestui oraș și acele perioade în care persecuțiile antisemite deveneau din ce în ce mai greu de suportat în anii 30. Muzeul Comunităților Evreiești din România adăpostit de o fostă sinagogă, una din cele mai mari din București și care a suferit imens în timpul regimurilor antisemite fasciste, timpul războiului și de ignoranța comunistă. Clădirea este de secolul XIX, central european, stiluri istoriciste, inspirate din renașterea italiană și central european a celor vremuri. Un frumos edificiu în stil neoromânesc matur, l-aș data imediat după primul război mondial, și arată masivitatea construcției din cărămidă, în special fără prea mult oțel sau beton. Din această cauză, ferestre sunt mai mici, iar când este atât de masivă. Este din perioada cea mai flamboiantă, cea mai strălucitoare, de apogeu al stilului național. Acesta este partea turului de duminică în zona Matei Basaram. O casă în stil mic Paris, partea turului din zona Matei Basaram, de duminică, încă păstrează multe detalii arhitecturale și una din cele mai frumoase și flamboiante nobilia mea este umbrarul vitrat în formă de scoică sau ce-a mai rămas din el, scheletul metalic original. Acesta este, în opinia mea, unul din simbolurile arhitecturale ale Bucureștiului.